Salut! Astăzi vom discuta despre antrenamente și alimentație. Să vedem care este mai important. Pare că tu ai auzit pe la televizor, pe la diferiți nutriționiști, antrenori în diferite cercuri, că antrenamentele sunt 20% și alimentația este 80%, că antrenamentele sunt 30% și tot felul de rapoarte și procentaje care spun că antrenamentele sunt mai mult sau mai puțin importante decât alimentația. În principiu, majoritatea spun că antrenamentele sunt mai puțin importante, deci ai putea avea rezultate și fără să te antrenezi. Dar lucrurile nu stau deloc așa. Deci haideți să vedem care este mai important, dieta sau antrenamentele. Deci hai să ne gândim așa. Deci avem o mașină, da? 4 roți, 2 în față, 2 în spate. Cele din față, teoretic, sunt mai importante decât cele din spate, pentru că mașina are tracțiune față și roțile din față trag. Cele din spate nu trag, deci ele doar se învârce, ele te ajută să mergi. Teoretic, roțile din față ar fi mai importante. Dar lucrurile nu stau așa, pentru că tu nu poți să mergi, nu poți să optimizezi totul, mașina nu va funcționa corespunzător fără niciuna din roți. Deci n-ai cum să spui că antrenamentele sunt mai puțin importante decât alimentația, sau invers. Pentru că totul nu va funcționa corespunzător dacă tu ai o părticică lipsă. Dacă ți lipsește o mică piesă din puzzle, da, într-adevăr, se vede frumos acolo. Dar totul este ceva lipsă și nu este totul complet. Ca totul să fie complet, ar trebui să faci antrenamente și să ai grijă și de alimentație. Ca să tu să ajungi la obiectivul pe care tu ți-l dorești. Oricare ar fi obiectivul ăla. Vrei masă musculară, trebuie să ai grijă și la alimentație și la antrenamente. Vrei să slăbești, la amândouă trebuie să ai grijă. Nu-i suficient să slăbești doar din alimentație. Aspectul fizic nu va fi cel pe care tu ți l-ai dorit. Majoritatea spun că antrenamentele sunt mai puțin importante decât dieta. Și ei când spun chestiile astea, se referă la simplu fapt că dacă tu vrei să creezi un deficit caloric, lucru care nu este totul în a slăbi și în fitness și în masă musculară și în orice, e mai simplu să nu mănânci. Și da, într-adevăr, pentru că tu, dacă nu mănânci cele 300 de calorii, îți ia 5 minute, pur și simplu este o decizie care nu duce la niciun efort. Dacă tu vrei să consumi 300 de calorii la sală, va trebui să faci un antrenament de o oră. Până aici, ai tinde să le dai dreptate lor. Să spui că da, un deficit caloric este mult mai ușor de asigurat prin alimentație. Dar lucrurile nu stau așa. Pentru că tu, da, ai făcut un antrenament de o oră, ai consumat cele 300 de calorii, dar corpul, o perioadă de 12-24 de ore, o perioadă mai lungă, după antrenamentul respectiv, va avea un metabolism mai ridicat, va avea un consum caloric mai mare. Deci tu într-o oră creezi un deficit caloric de 300 de calorii, dar în următoarele 10-12-24 de ore mai creezi un deficit caloric, mai creezi un consum suplimentar de calorii, de încă 100-200 de calorii, depinde de antrenamentul pe care l-ai făcut. Deci cel mai bine ar fi ca să antrenezi corpul împreună cu o alimentație corectă. Să creezi un pic de deficit caloric din alimentație și mai creezi un pic din antrenamente. Și atunci totul este foarte balansat. Pentru că dacă tu creezi deficitul caloric doar din alimentație, corpul va tinde să încetinească metabolismul. Dacă tu creezi deficitul caloric din ambele părți și te antrenezi, corpul va ține metabolismul destul de sus ridicat. Și pe de partea cealaltă, dacă tu mergi doar la sală, dar nu ai grijă de alimentație, te doare în cod de alimentație și nu-i dai nicio importanță, crezi că este de ajuns să te duci să faci câteva antrenamente pe săptămână și să slăbești, te înșeli amarnic. Pentru că în momentul în care tu aduci un nou efort corpului tău, el va crește necesarul caloric și tu fără să-ți dai seama vei mânca mai multe calorii, plus că va crește și rata de absorbție a nutrienților din alimente și probabil te vei îngrășa sau în cel mai fericit caz te vei menține, pentru că tu nu-ți dai seama, dacă nu cuantifici ceea ce mănânci, nu-ți dai seama că tu vei mânca mai mult, pentru că nu trebuie să mănânci exagerat de mult, trebuie să mănânci câteva sute de calorii pe zi care sunt exact cum am spus, un baton de Snickers sau ceva foarte puțin. Iarăși, dacă vrei să pui masă musculară și mănânci toate prostiile, nu vei pune masă musculară de calitate, deci vei pune și foarte multă grăsime. Deci trebuie să ai grijă și la alimentație. Indiferent că vrei să slăbești, indiferent că vrei să pui masă musculară, indiferent că vrei să fii cel mai bun la alergat,
Orice obiectiv ai avea, trebuie să ai grijă și la alimentație, chiar dacă antrenamentele tale arată excepțional. Pe lângă asta, antrenamentele stimulează corpul, stimulează corpul să se regenereze, stimulează corpul să fie mai sănătos, crește sistemul imunitar, îmbunătățește sistemul cardiovascular, reduce depunerile de pe artere și așa mai departe. Toate lucrurile astea se întâmplă datorită antrenamentelor. Doar din alimentație tu nu poți să faci lucrurile astea. Doar din alimentație nu poți să dezvolți masa musculară. Iar un corp fără masă musculară nu este estetic și are un metabolism lent. Dar, într-adevăr, tu poți să slăbești doar din alimentație. Reduci caloriile, slăbești, le mai reduci, mai slăbești, le mai reduci un pic, mai slăbești și tot așa până îți atingi obiectivul tău. Acum depinde cât de mult le-ai redus sau nu, îți afectează metabolismul într-o măsură mai mare sau mai mică. Ai slăbit. Dar cum vei arăta tu slăbind doar din alimentație? Adică corpul tău ce aspect va avea? Pentru că în sală, eu așa le spun tot, la toți clienții, noi în sală nu slăbim, noi în sală construim, adică construim masa musculară. Pentru că atunci, în momentul în care tu ai slăbit și țesutul adipos este mai mic, deci mușchii vor fi mai evidenți, să se vadă ceva frumos. Nu să fii mai slab, fără masă musculară și să nu fie nicio diferență, adică singura diferență să fie la haine, că vor fi hainele mai, cu o măsură mai mică, bune. Iar aspectul estetic să fie la fel, adică să ai grăsime pe burtă, să nu se vadă forma mușchilor, să nu se vadă forma brațelor, să nu se vadă pectorale, să nu se vadă nimic, să fii drept ca scândura și slab. N-ai rezolvat nimic. Ăla nu e un aspect fizic plăcut. Tu nu cred că aia îți dorești și cred că nimeni nu-și dorește chestia asta. Toată lumea vrea un tonus. Toată lumea vrea să aibă un pic de tonifiere pe mușchi, să se vadă mușchii, că sunt lucrați, să existe mușchii respectivi. Mușchii nu o să se vadă. Fie că nu există, fie că sunt ascunși sub grăsime. Dacă noi dăm grăsimea jos, dar în același timp consumăm și masa musculară, lucru care se întâmplă doar din alimentație, dacă îți slăbești doar din alimentație, vei fi mai slab și vei arăta tot la fel. Pe lângă antrenamente și alimentație, pentru că toată lumea crede că asta e ce trebuie să faci ca să slăbești sau ca să pui masă musculară, te antrenezi și ai grijă ce mănânci, asta care consideră lucrul ăsta, pentru că majoritatea cred că e suficient numai să te antrenezi. Pe lângă lucrurile astea două, este foarte, foarte, foarte extrem de importantă odihnă. Fără odihnă nu vei slăbi, nu vei crește masa musculară. Corpul, dacă nu se odihnește și nu are timp să se recupereze, fie de la antrenamente, fie de la ceva diete drastice care îi le dai tu, nu va slăbi, nu va avea rezultate, nu va apărea acea supracompensație, acea adaptare a lui la efort. Dacă tu nu te odihnești, pierzi nopțile, consumi alcool, îți bagi joc de corpul tău, răspunsul lui către tine va fi același. Și el își va bate joc de tine și tu nu vei avea rezultate. Separat de asta, odihna, alimentație și antrenamente, mai sunt și suplimentele. Dar ele nu fac parte din cei 100%. Deci 100% pentru un obiectiv ca să devină realizabil sunt antrenamente, alimentație și odihnă. Suplimentele nu fac parte din ceilalți. Ei sunt cumva cireașa de pe tot. Ei sunt încă 5% pe lângă cei 100%. Deci ca tu să ai cele mai bune rezultate, atingi cei 100%. Dar dacă vrei un pic mai mult, mai obții un 5% de acolo din suplimente. Deci dacă antrenamentele spune că sunt 30%, alimentația 30% și odihna 30%, suplimentele, care sunt foarte costisitoare financiar, sunt doar 5-10%. Nu sunt mare lucru. Iar dacă tu nu ești deja în 100% din antrenamente, alimentație și odihnă, tu nu vei obține nici măcar cei 5% din suplimente. Nu vei obține aproape nimic dacă tu cumperi și consumi suplimente fără ca măcar să ai antrenamente eficiente, să ai odihnă, să ai alimentație calculată eventual dacă este cazul, să fie corespunzătoare obiectivului tău, să fie curată, să fie de calitate. Deci din punctul meu de vedere, dacă tu vrei să faci pasul ăsta și vrei să te apuci de slăbit sau vrei să te apuci să pui masă musculară, ai tu un obiectiv al tău, da? Vezi, arăți mai bine. Începe prima dată cu antrenamentele. Deci nu te apuca antrenamente,
alimentație, culcat la ora 10 seara, adică să le faci pe toate ideal din prima, pentru că nu o să ți țină chestia asta. Lucrurile trebuie să se faci treptat, să adapteze corpul. Corpul are nevoie de până la 3 săptămâni de adaptare la un nou stil. Și este foarte dificil să se adapteze la o grămadă de stimuli în același timp. De aceea, cel mai bine este să începi cu antrenamentele. Începi cu antrenamentele, le duci o perioadă, vezi că ești consecvent cu ele, te ține antrenamente, faci antrenamente serioase, devii tot mai bun la ele, atunci începi să îmbunătățești și restul parametrilor. Apoi te apuci și ai grijă la alimentație, începi să calculezi ușor, începi să o cureți, începi să mănânci mese fixe. Depinde ce probleme de alimentație ai tu. După aia, te asigur că te odihnești eficient. Și abia în ultimul rând, te ocupi de suplimente și vezi dacă ai nevoie de suplimente pentru obiectivul tău. Sper că ți-a plăcut acest video. Dă un like, un share, un subscribe. Scrie în comentarii ce video vrei să mai vezi. Spune-mi cât e de important antrenamentul pentru tine. Cum te-ai apucat tu să-ți atingi obiectivele? Care a fost primul lucru care l-ai făcut tu până acum? Că au fost alimentele, că au fost antrenamentele, că întâi ai luat suplimente, ce mai știu eu. Și până data viitoare, baftă!